Bine te-am regăsit la un nou episod Marca Tutec. Eu sunt Gabriel, iar în videoul de astăzi îți arăt cum adaugi noul DVR Safer pe aplicația Hikminus Connect. În față avem meniul DVR-ului. Selectăm limba. Eu aleg limba română. Aștept câteva minute. Mai trebuie să selectăm încă o dată limba pentru a putea selecta aplică. Dăm aplică. Îmi doresc un afișaj pentru monitor Full HD deoarece am unul. Selectez da. Iar acum introducem o nouă parolă de configurare a DVR-ului. Ca de obicei, eu introduc aceeași parolă admin1234, dar eu vă recomand să introduceți o parolă foarte puternică, pentru o securitate mult mai bună. Las activată setarea pentru e-mail rezervat, o să vedeți și de ce, o să vă explic. Reintroduc parola admin1234, dau OK și mi-apare dispozitivul este activat. Pe urmă mi-apare fereastra pentru e-mail rezervat. De ce îmi apare această fereastră? Păi foarte simplu, pentru că eu am lăsat-o activă. Și de ce am lăsat-o activă? În cazul în care veți uita parola de configurare pe noul DVR Safer, o puteți recupera cu ajutorul adresei de e-mail. Introduc adresa de e-mail. Dau OK. Setarea a fost realizată cu succes. Fac și un pattern, îl desenez pe Z. Dar voi puteți crea orice alt model. Bun, acum aleg fusul orar, data și timpul. Bun, dau următorul. Din fabrică DHCP-ul vine activat. Și mi-a rezervat routerul wireless un IP pe acest DVR, 192.168.0.101. Selectez următorul. Aștept câteva secunde, selectez următorul. Și îmi apare o nouă fereastră cu acces platformă. La tipul de acces găsesc Guarding Vision. Chiar dacă pe DVR ne apare Guarding Vision, noi putem adăuga acest DVR și pe aplicația Hikminus Connect, scanând codul QR din acces platformă. Selectez activare. Aici trebuie să creăm un cod de verificare pe care îl vom folosi pe aplicația Hikminus Connect. Eu introduc un cod de verificare format din 8 cifre. Serviciul Guarding Vision necesită acces la internet. În regulă, eu voi adăuga acest DVR pe aplicația Hikminus Connect. Aștept câteva secunde. Aici la stare în dreapta va trebui să-mi apară online. Pentru a adăuga DVR-ul de la Safer pe aplicația Hikminus Connect, mergem la Google. Scriem aici HikConnect și dăm Search. Apoi mergem la Hikvision App Store. Alegem aplicația Hikminus Connect for End User. Selectăm Download. Fac acest lucru pentru că aplicația Hikminus Connect nu o mai găsiți pe Magazin Play. Îmi apare un mesaj aici, acest tip de fișier poate dăuna dispozitivului. Doriți totuși să păstrați fișierul Hikminus Connect APK. OK, dau OK și descarc fișierul. Dacă doriți să instalați aplicația Hikminus Connect pe un telefon cu Android, trebuie să mergeți la setări pentru a bifa surse necunoscute. Altfel nu veți putea instala aplicația Hikminus Connect. Hai să instalăm aplicația. Selectez aici pe deschide. Acum trebuie să ne creăm un cont pe aplicația Hikminus Connect. Apoi trebuie să dau click aici sus pe plus. Selectez scanare cod QR. Și mă duc la DVR și scanez codul QR de pe monitor. Selectez următor. Apoi aleg secțiunea DVR-NVR. Pe urmă dau click pe conectare. Selectez că sunt de acord. Și dau click pe următor. Acum introduc parola de configurare a DVR-ului. Pe urmă introduc codul de verificare creat anterior pe DVR. Acum DVR-ul este adăugat pe aplicație. DVR-ul de la Safer îl mai poți adăuga și altfel pe Hikminus Connect. Dăm click dreapta, accesăm sistem, apoi dăm click pe rețea, apoi pe avansat și accesăm platforma acces. Aici vei putea scana din nou codul QR pentru a adăuga DVR-ul de la Safer în aplicația Hikminus Connect. Acesta a fost episodul nostru în care v-am arătat cum adăugați noul DVR de la Safer pe aplicația Hikminus Connect de la Hikvision. Ne revedem data viitoare cu episodul în care vă arăt cum adăugați DVR-ul de la Safer pe aplicația Guarding Vision. Numai bine!